Echipa de fotbal feminină a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște se întărește cu nume mari. Alexandra Stan a fost achiziționată în această iarnă de prim divizionarea dâmbovițeană și va juca sub comanda lui Mihai Tătăranu din acest retur. Tehnicianul CSŠ-ului a reușit astfel să-și acopere unul dintre posturile deficitare în echipă, Stan fiind considerată una dintre cele mai talentate jucătoare de atac din țară. Care ar fi noutățile? Ce s-a întâmplat în această perioadă de pauză la clubul dumneavoastră? Pregătirile le-am reluat din luna ianuarie, când au început fetele școala. Am transferat niște fete de la Blue Angels Brașov, o portăriță, Neagu Ruxandra, portarul lotului național de junioare, un vâr de atac, Stan Alexandra, și un fundaș central, fundaș lateral, dreapta, Nistor Georgiana. La plecări avem Neacșu Mihaela, care a plecat la Real Craiova, și Cioacătă Roxana, care a plecat la Blue Angels Brașov. Spuneți-mi dacă ați făcut meciuri amicale în această perioadă. Am jucat mai multe jocuri cu grupa de 97 a Clubului Sportiv. Am avut la sfârșit de săptămână un turneu amical, prima ediție Cupa Femina la Pitești, unde am ocupat locul 4, am pierdut finala mică cu cei de la Alice Pitești, 2-1.